În cadrul vernisajului expoziției Capodopere, artă din România de la clasic la contemporan, dr. Aurica Ichim a primit distinția Ordinul Național pentru Merit în grad de cavaler. Sunt încântată și ce om n-ar fi mulțumit și n-ar zâmbi acolo, în colțul gurii și în colțul inimii, că poate cineva se gândește și la munca lui și poate că eu și apreciază. E un semn că ceea ce am făcut și ce am de gând să fac și de aici încoace este pentru români, pentru România, pentru ieșeni, pentru generațiile care au fost și trebuie să nu le uităm, pentru generațiile care sunt și să încurajăm și să ajutăm generațiile viitoare. Cel mai vechi ordin național a fost creat în 1868 de Cuza Vodă și acordat în acea perioadă într-un număr redus. Parlamentul României și Carol I modifică acest ordin prin legea votată în 10 mai 1877, odată cu proclamarea independenței, și îl redenumește Ordinul Național Steaua României, la propunerea lui Mihail Cogălnicianu. Ordinul Național Steaua României a fost abrogat în 1948 și reînființat în decembrie 1998 în grad de cavaler, ofițer, comandant, mare ofițer, mare cruce și colan.